Această carte a fost posibilă pentru că un grup de ziariști, oameni politici, simpatii, mulți dintre ei cu simpatii monarhiste, ne întâlneam în casa doamnei Semina Mezicescu, pe care o salut cu ocazia asta de aici, între noi. Și bineînțeles că fermentul acestor întâlniri era domnul Corneliu Popescu, pe care, în sfârșit, deși cunoscusem cu mult înainte, avem ocazia să-l cunosc în intimitate. Un om cu totul și cu totul cu altă imagine decât cea publică, mai ales că era o imagine înveninată de adversarii săi politici, până atunci, după Revoluție, evident. Am aflat foarte multe lucruri interesante din viața Partidului Național din Ardeal, lucruri care sunt prezente în această carte. Cartea a apărut prima oară în toamna lui 1991, la editura Anastasia, lui Sorin Dumitrescu. A fost prima ediție. Mi-amintesc că lansarea ei s-a petrecut pe Calea Victoriei, acolo unde era, fusese colecția colecțiilor de artă. Știu că tocmai se întorceau niște tineri de la un meeting pe care îl făcuse Alianța Democratică și Piața Victoriei. A doua ediție a apărut în 1995, deci tot în preajma alegerilor, când în sfârșit Convenția Democratică a venit la putere. E pentru mine surprinzător că o carte făcută într-o campanie electorală, două campanii electorale, ajunge acum la a treia ediție. În această nouă ediție am permis să adaug o prefață, un eseu despre Corneliu Popescu, cu atât mai mult cu cât descoperirile care s-au făcut de către unii cercetători în arhivele securității, au relevat și o altă față a domnului Corneliu Popescu. Mi-amintesc că în noiembrie 1990, la Predeal, atunci când am pus bazele Asociației Ziariștilor Români, care întrunea întreaga presă independentă în România, singura forță care se opunea FSN-ului la ora aceea, domnul Corneliu Popescu a venit acolo și am crezut că vine ca un lider politic. Și ne-a contrazis și ne-a spus că nu, el vine ca un coleg al nostru, pentru că, în afară de meseria de avocat pe care o practicase înainte de război și înainte de a fi închis, o practicase și după aceea aveam să-mi dau seama, citindu-i articolele publicate la ziarele antrenești, fusese un foarte bun gazetar. Excelența în gazetărie o pot vedea și cititorii acestei ediții, unde am publicat o conferință ținută în ilegalitate la Blaj, la liceul Vasile cel Mare, liceul pe care l-a absolvit cu 30 și ceva de ani înainte, în 1930, dacă nu mă înșală în memoria. O conferință excepțională și îmi pare rău că n-am la îndemână ziarul, numărul de astăzi al revistei Cultura, unde directorul este Augustin Buzura, în care este un comentariu extrem de interesant, de pertinent, despre această conferință ținută în adâncă ilegalitate, cum vă ziceam, într-un deceniu în care Partidul Comunist reinventase stalinismul, de altă dată. Ca să vedeți care erau sursele forței lui morale în școala artelenească și în biserica de la Mica Romă, cum spunea Eminescu, cum numea Eminescu Blaju. Cartea aceasta e foarte bine că am apărut și mulțumesc pe această cale Fundației Academia, Fundației Academiei Civice, unde mi se pare că logo-ul cel mai important e că memoria este o formă de justiție. Iar faptul
faptul că suntem astăzi aici împreună ca să evocăm pe Corneliu Popoșu, pe domnul Corneliu Popoșu, este un prilej să ne amintim că lupta omului împotriva puterii este lupta memoriei împotriva uitării. Și iată că aici suntem oameni, poate de orientări politice diferite, nu neapărat numai oameni de dreapta, nu numai monarhii, dar și republicani. Și venim să aducem în omagiu unui om care și-a făcut, așa cum ați auzit puțin mai înainte, vorbele lui spuse cu aproape 20 de ani în urmă și-a făcut datoria față de partidul lui, dar în același timp și față de patria noastră a tuturor. Ar fi foarte multe de povestit, cred că sunt multe lucruri pe care le-am și pus în pagină, în această ediție. N-aș vrea să mai insist aici, acum, pentru că văd că foarte mulți dintre dumneavoastră aveți deja exemplarul la mână. M-ar interesa să aflu foarte mult cum a perceput această carte făcută, așa cum le spuneam, în 1921, de un tânăr care probabil abia atunci parcurgea APG Dărău, când este profesorul de drept constituțional Ioan Stanomir, care este prezent aici și care mulțumesc foarte mult că a venit și că a avut și până voință să citească această carte. Chiar ar fi foarte interesant să vedem ce spune un om tânăr despre Corneliu Popoșu. Ce amintiri poate să-i trezească sau ce reper moral poate să fie Corneliu Popoșu față în față cu elitele politice de astăzi, care se află la cea mai joasă cotă de încredere a publicului, a societății românești, în acest sfert de veac care a trecut de la Revoluția din decembrie 1921. Corneliu Popoșu nu a deținut nicio demnitate în statul român. Singura demnitate pe care i-a conferit-o destinul a fost aceea de a fi, timp de câțiva ani, cel mai urât om din România. A fost urât, a fost înjurat, a fost culit, tocmai de aceea care, la final, au dorit să se strepare și ei în catafalc și să simuleze că le pare rău pentru că omul pe care l-au acoperit cu noroi murise. În al doilea rând, Corneliu Popoșu a fost greco-catolic. Și este foarte important că domnul Vatara Rachinea a amintit extraordinara pagină dedicată Blajului și rostită în 1983, cu atât mai mult cu cât sunt astăzi români printre noi, care cred că dacă nu aparții bisericii majoritare cu ghilimele, nu ești român. Eu le-aș aminti că Biserica Unită cu Roma a dat României doi dintre cei care au onorat ideea de a fi român în libertate și de a-ți duce convingerile până la capăt, în cazul ora până la moarte. Este vorba de Iuliu Maniu și Corneliu Popoșu. Ori întrebarea mea retorică este dacă noi ne refuzăm acestor bărbați calitatea de a fi români, cui îi vom atribui această calitate? Vă las pe dumneavoastră să găsiți un răspuns la această întrebare. În al treilea rând, domnul Vatara Rachelian se referea la elita politică de astăzi. Și aici vine al treilea element pe care aș dori să-l subliniez. Corneliu Popoșu nu s-a bătut cu morile de vânt. Corneliu Popoșu s-a bătut și s-a luptat și nu a reușit să înfrângă în totalitate o entitate care avea un nume, se numea Frontul Salvării Naționale. Frontul Salvării Naționale este acea emanație a Revoluției, care numai în decurs de câteva luni a reușit să transforme pe un om care își devotase întreaga viață țării și patriei lui, într-un paria, într-un văzător de țară, într-un inamic public. Și niciodată nu ar trebui să vorbim de Corneliu Popoșu fără să ne aducem aminte cât de greu este să fii singur atunci când toți compatrioții tăi, într-o proporție covârșitoare, găsesc că este nobil, corect și demn să stea în fața sediului Partidului Național Țărănesc Creștin Democrat
și să vadă dacă un om bătrân, firav și curajos poate fi omorât sau nu. Asta s-a întâmplat în ianuarie 1990. Și dacă avem respect față de memoria lui Cornelu Popescu, suntem obligați să spunem că lupta sa, ca și lupta celor care îl precedă, nu a fost niciodată o luptă abstractă. A fost o luptă pentru aspecte concrete care țin de libertatea și de demnitatea fiecăruia dintre noi. Există două amintiri pe care le-am despre Cornelu Popescu, fără să fie avut, bineînțeles, privilegiul de a fi cunoscut personal. Una este aceea din ianuarie 90, când sediul Partidului Național Țărănesc Creștin Democrat era vandalizat și o parte dintre colegii mei erau deosebit de încântați și s-o socoteau că se face dreptate. Și atunci mi-am dat prima dată seama că viziunea mea și viziunea lor despre România nu aveau să se împace niciodată. Între România huliganilor și a fanatismului și România mea nu avea niciodată să fie niciun fel de punctă de comunicare. Și, în general, să faci puse de comunicare cu cei care doresc să-ți distrugă libertatea este calea sigură spre sinucidere, a ta și a țării de care aparții. Și a doua amintire este aceea de la înmormântarea lui Cornelu Popescu, când între cortegiul funerar trecea prin București, și mi-am dat seama atunci, de fapt, cât de puternic este sentimentul de culpabilitate al unora, care, după ce și-au clădit cariera aruncându-l cu noroi, erau preocupați să-și dreagă imaginea și mai ales să negocieze cu Creatorul o formă de a li se face uitată perioada în care acționaseră ca niște hiene încercând să-l sfârșe pe Cornelu Popescu. Mulți ani nu i-am știut decât numele. L-am auzit pentru prima dată prin anii 80 la posturile străine, într-o relatare despre reconstituirea Veneției făcută cu toate riscurile. Numele sever, întunecat, altălenesc, m-a frapat, iar acțiunea mi-a trezit admirația necondiționată pe care am oferit-o întotdeauna gesturilor care mi se păreau fără speranță. În ianuarie 90 era pentru mine tot un nume doar, un nume în care începuse să fie mâncit de orgurile pesimiste și cu care simțeam nevoia să mă solidarizez. Demisia mea din CFSN-ul, în vitrina care a fusese așezată, fără să fiu întrebată, s-a explicat și prin tratamentul la care fusese supus domnul Popescu o zi înainte, în 28 ianuarie, după ce frontul se transformase în partid, hotărâre împotriva căreia votasem doar 7 inși și după ce devenise evident că noul partid nu intenționa să accepte o poziție reală. Recăutat, ne-a căutat tot el. A apărut într-o seară târzie de noiembrie în apartamentul din strada Ieremia Grigorescu numărul 3, transformată prin incredibilul altruism al locatarilor săi, domnul Remus Mistreanu și mama sa, în sediul provizoriu al Alianței Civice. Era însoțit de domnul Diaconescu, doi domni în vârstă, care așa cum stăteau așezați pe două dintre puținele scaune ale încăperii supraaglomerate, unde puteai tăia fumul și entuziasmul cu cuțitul, păreau o delegație venită din altă lume, lumea părinților noștri, ca să ne încurajeze și să ne binecuvânteze. A fost un moment solemn și intimidant ca orice întâlnire între generații. Ei, veniți din cei 17 ani de închisoare fiecăruia, noi ieșiți fiecare din meandrele originilor noastre nesănătoase, a fost în sensul cel mai profund și esențial o întâlnire. Pe un plan diferit, dar nu mai puțin simbolic, îmi amintesc din același an atât de acut al 1990, o altă întâlnire. În sala Covrinț, a casei scriitorilor, fusese organizată o recepție în cinstea lui Bernard Pivot, care adusese în dar recenților descoperiți francofoni un transport de cărți. Participau intelectuali români
mulți și funcționari francezi. Când a intrat domnul Cobosu, francezii nu l-au cunoscut, iar apoliticii români au evitat să deamână cu omul care era ținta preferată a zborurilor, calomiilor și insultelor. A fost o seară tristă, cu oameni stând cu spatele unul la altul, între oglinzi copite și haronele. Mi-o amintesc pentru că îmi amintesc felul în care m-a rănit și m-a revoltat acea indiferență și meschinărie intelectuală, felul în care m-am simțit străină de vechii mei colegi și solidară cu omul pe care aceștia nu aveau nici onestitatea, nici inteligența să-l admire. Și mai amintesc cum acea indiferență m-a dus cu gândul la o alta și mai amară. Văzusem la Londra, lângă Barbican Center, o statuie a lui Nelson Mandela. Un om adus prizonierului politic pe care toate forțele democratice ale lumii urmau să-l ajute să ajungă la președinția țării lui. Și încercasem să-mi imaginez o statuie asemănătoare a domnului Cobosu în timpul vieții lui. Iar caracterul incredibil și fantastic al acestei revelii mă făcuse să mă gândesc la indiferența europeană acordată la tabieturile marilor puteri. Drepturile omului puteau fi apărate mult mai comod și mai profitabil în Africa de Sud decât în Europa. După cum conștiința neturburată a colegilor mei putea fi întreținută mai ușor prin ignorarea tragicei mărăți acelui pe care evitau să-l salute. Îmi amintesc azi aceste gânduri, pentru că ele m-au apropiat irevocabil de domnul Cobosu. Colaborarea noastră a fost de o mare semnitate și limpezime, fără cusură, aș putea spune. Și cred că a fost așa și pentru că, dincolo de idei și idealuri, ne lega faptul că aveam același tip de relație cu timpul. Din motive diferite, nici domnul Cobosu, nici eu nu aveam timp. El pentru că știa că nu-i rămăsese, eu pentru că voiam să mă întorc cât mai rapid la scris. Iar această perspectivă ne făcea să trecem peste tot ce era televizorul și perisabil într-o adevărată obsesie a esențialului și eficienței. Și totuși, spre deosebire de mine, care mă mișc mereu contra cronometru și trepidant, el nu se grăbea niciodată, mai mult. În preajma lui, orice grabă devenea ridicolă. Oricât de puțin, timpul era pentru el un fragment de istorie în care lucrurile se clasau de la sine, potrivit importanței reale a fiecăruia. A fost unul dintre foarte puține oameni cărora aș fi vrut să le semăn și poate singurul de la care am învățat mai mult decât din cărți. Simplul fapt că un om de 75 de ani a reușit să învie un partid după 45 de ani de plat la destinitate spune totul despre forța și tenacitatea domnului Cobosu. Nu faptul că își petrecuse un sfert de viață în închisoare și anchete i-a creat handicapul general, ci adversitatea deșințată cu care a fost primit de cei care erau nu adversari, ci dușmani. Murdăria campaniilor puse împotriva lui dovedea frica uriașă pe care puterea recentii s-a dat iocurtoare. A fost, cred, un moment de abjecție fără egal, dacă exceptăm anii 50. Un altul asemănător a fost acela care a precedat spargerea Convenției Democratice. Domnul Cobosu a privit însă totul cu impenetrabila lui seminătate, părând un om venit din veșnicie să vadă zbaterea televizorii a unor efemerite. Trecuse prin încercări mai grele, știa că răul va dura
dar binele va învinge într-o zi. Și de aceea n-a forțat niciodată lucrurile. A fost, cu siguranță, omul cel mai optimist pe care l-am cunoscut și cel mai echilibrat. N-a răspuns nimănui cu mânie, cu vulgaritate sau grandiună. Singura lui pedeapsă era umorul și o îndărância opiniilor exasperantă pentru adversar. Dar ea a fost târgul de rezistență a partidului său. În fond, Maniu nu făcuse altceva, iar ilustrul său discipo urma aceeași linie a inflexibilității atelierești, care poate să pară celor superficial dogmatism, dar care nu este decât fermitate și putere de caracter. Modelul Maniu Coposu rămâne la fel de eficient în posteritate, într-o lume care are atâta nevoie de model. Asta nu înseamnă însă că este ușor de urmat. Ideea Convenției Democratice care îi aparține și pe care a slujit-o cu un devotament izvorând dintr-o analiză logică, potrivit căreia solidaritatea nu era numai frumoasă, ci și salvatoare, nu a reușit să înfrângă orgoliile veditalismele trădările colegilor mai tine, după cum ideea lipsei de importanță a deosebirilor doctrinare, atâta vreme cât era în pericol alfabetul democrației, nu a reușit să spulbere spaimele covarice și crizele de identitate ale unor lideri de dimensiuni microscopice. Dar, în general, influența marilor personalități nu acționează asupra generației fiilor, ci asupra celei ale emoțiilor. Să sperăm că nu numai viitorii lideri politici din viitor vor avea puterea să-i urmeze exemplu, ci și cei de care va depinde soarta ideilor noastre mult mai târziu. Corneliu Coposu nu va dispărea atâta vreme cât în România va exista luptă și viața politică, pentru că a fost un simbol, iar simbolurile nu dispar atâta vreme cât este nevoie de ele. Iar de amintirea domnului Coposu va fi nevoie cât vor exista la noi moraluri balcanice, șmecherie, duplicitate, politicianism. Din păcate, misiunea domnului Coposu va fi, deci, de lungă durată. Va fi un simbol care va deranja pe toată lumea deopotrivă, pe cei de la putere care vor avea insolența să încerce să-și anexeze postul, așa cum au obișnuit să procedeze cu toate victimele lor, de la Brâncuș la Brătieniște, la Ionescu, la Maniu, dar și de cei ce se prefac a face sau fac o opoziție de fațadă. Toți aceștia vor ști că din lumea dreptății domnul Coposu îi privește cu neîncredere și inflexibilitate. Va fi reperul moral de amintirea căruia vor trebui mereu să se teamă răii și bunii, cei cu conștiința murdară și cei care se pretind cinstiți, dușmanii lui de moarte și cei care se consideră disciplini.